Suplimentele cu melatonină sunt o modalitate excelentă de a dormi. Ceea ce multă lume nu știe este că o serie de alimente pe care le găsim în orice casă pot ajuta la somn în mod natural. Conform știrile ProTV.ro, melatonina este definită ca un neurohormon care reglează ciclul somn-veghe. Lumina, în special lumina albastră de pe ecranele telefoanelor, poate afecta nivelul melatoninei, spune neurologul și specialistul în medicina somnului de la Universitatea Washington. Dar pe lângă melatonina care este deja produsă în creier, puteți obține doze naturale de hormon din o serie de alimente. Nucile. S-a descoperit că semințele de nucă au cantități mari de melatonină, iar hormonul este prezent și în alte nuci, precum migdale, alune, semințe de dovleac și fistic, conform unui studiu din ianuarie 2022. Pentru a obține efectul dorit, cel mai bine este să consumați nucile crude, deoarece procesul de prăjire reduce cantitatea de melatonină. Peștele. Consumul de somon de 3 ori pe săptămână timp de 5 luni a fost asociat cu un impact pozitiv asupra somnului, potrivit unui studiu publicat într-o revistă a medicinei. Ouăle. Au fost măsurate cantități mari de melatonină în ouă, potrivit unui studiu din 2017. Cireșele. Sucul concentrat de cireșe a crescut nivelul de melatonină în cazul participanților la un studiu privind calitatea și durata somnului. Laptele. Laptele de vacă conține cantități foarte mari de melatonină, arată un studiu publicat în 2019. Specialiștii spun că în timp ce consumul de nuci înainte de culcare poate avea un efect rapid, celelalte alimente, precum somonul, ouăle sau laptele, trebuie consumate în timpul zilei sau pe o perioadă mai lungă de timp, într-un ciclu constant, pentru îmbunătățirea ciclului natural de somn, relatează știrile ProTV.ro.